Salutare din nou și bine v-am regăsit la un nou clip. Aici la noi în Vrancea a fost în ultima perioadă caniculă, foarte cald. A mai plouat așa foarte puțin. Astăzi a fost o zi foarte călduroasă, ca luna luptor. Și eram sigur că o să plouă. De vreo 2 ore s-au strâns câțiva nori și a început potopul, cum spun eu. Acum o oră a început să plouă cu găleata. Și pe lângă acest fapt mai bătea și vântul, deci a fost o mică furtună. E prima ploaie pe acest an, adevărată, nu așa. Nu am mai văzut așa ploaie de anul trecut din vară. Până acum a dat-o foarte puțin în anumite zile, dar asta este prima ploaie adevărată, deci o ploaie cu furtună, cu tunete, cu fulgere. A ținut jumătate de oră, dar după estimarea mea, cred că nu mai trebuie să udăm grădina o săptămână. A udat pământul, chiar dacă atunci a fulgerat la greu. Ne bucurăm că a fost o ploaie curată. Cu această ocazie ne-a scutit și de udat. Facem economie la apă. Deci așa estimez eu cu o săptămână, chiar dacă o să fie cald. Pământul este alimentat cu apă. De 20 de minute ploaia a plecat de la noi în altă parte și uitați, se înseninează. Mi-era teamă un pic că a pătut și vântul în rafale și mi-a spus să vin un pic aici sus, unde avem grădina, la izvor, să văd în ce stare e. Eu cu atâta treabă pe cap, efectiv nu am avut timp să mai vin aici, să pun pari la toate roșiile, la conopide și la varză nu este nevoie, nici la ardei, dar aici la roșii trebuie să vin mâine, urgent, să le pun, nu de alta, dar cum a putut acum vântul, mi-era frică că o să le rupă. Chiar dacă au roșii foarte mici, nu are greutate foarte mare, Doamne ferește, de la acel vânt putea să mi le rupă. Aici s-a plecat un pic, dar nu este ruptă și mâine, urgent, vin aici. Nu uitați cât de tare a plouat, că l-a butat și de vie în gropi. A stagnat apa, deci ăștia nu mai trebuie să-i ud o săptămână. De asta le-am făcut gropi. Când plouă, după cum vedeți, apa este oprită aici și rădăcina așa cât vrea. Și pe timp de secetă le pun apă și aici le pun câte o găleată, două, de 10 litri. Uitați cât de tare a plouat. Deci la toată via, la toți butașii ăștia, o săptămână adio nu mai le pun apă. M-a scutit cu datul lor. Aici unde am butoaiele cu apă, eu le umplu full până dau pe afară. De ce fac acest lucru? Să avem în primul rând apă când o dăm grădina și mai vin albinele și albinele au trompița mică și pot imediat să își ia apă aici, să bea apă. Unele fac și băiță. Acum câteva zile am mai adus un butoi de 200 de litri. E acel butoi care l-ați văzut în clipul meu atunci când am scos cu pompa submersibilă din fântână. Să vedeți cum scoate. Și astea sunt de 60. Deci în total aici am 380 de litri de apă. Și vreau să vă spun că această apă, pe care o vedeți în butoaie, o scot odată din izvor și mai rămân câțiva litri. Și dacă vin a doua zi pe seară, e la loc. Acum, de la această ploaie, uitați, aproape s-a umplut. Vreau să vă spun că n-am găsit tuburi cum am vrut eu. Sunt în căutare, dar sper luna asta să rezolv, să mă scap și aici. Aici am pus niște pepenaș, după cum vedeți. O să mai pun un clip cu grădina și atunci o să vedeți mai multe, o să vă explic despre ce e vorba. Eram un pic așa în suspans, nu știam dacă acel vânt a distrus roșiile, dar văd că totul este ok și mâine o să le leg, să fiu împăcat. În alte clipuri de ale mele v-am arătat prunii bătrâni, care au 10 de ani și niciodată nu le-am făcut gropi. Uite că acum o săptămână mi-a fost milă pentru că ei sunt
full, sunt încărcați pur și simplu. Au mai căzut prunele stricate, dar efectiv sunt încărcați. După cum vedeți, și mi-a fost milă să nu aibă apă. Și acum 2 săptămâni am făcut la cei 13 pruni, gropi, ca lumea. Când plouă, uitați acum dacă a plouat, stagnează apa, când nu plouă, le pun eu cu găleata. Dar și la prunii cu gât, cum spunem noi, sunt atârnat, trebuie să le aduc crăcăni. Nu mai intră apa în pământ, așa de puternic a plouat. Acum grădina asta mare, nu mai trebuie odată dacă dă căldura câteva zile, toate punesc din loc. Bine că nu le-a dat vântul jos. Am bătut mai de mult niște fiare găurite, să nu mai pun la fiecare fir, pentru că vă dați seama, îmi trebuia o grămadă de bețe. Așa că o să le extârmă, mâine sigur mă ocup de asta. Și o să le palisez pur și simplu de acele sârme. Sunt împăcat că nu mi l-a distrus. Acum câteva zile am cărat de aici pietrișul pe care îl știți. Am mai avut o lucrare, o să o vedeți în curând pe canalul meu. Și l-am cărat în spatele casei, mai am 20 de roabe. Am făcut aici curat, exemplar. Am dat cu sapa, am semănat gazon. Și acum de la ploaia asta, dacă ați fi văzut, n-am filmat, pentru că tunajul fulgera. Și din acest motiv nu am filmat. Și aici, dacă ați fi văzut cum era, pur și simplu era acoperit de apă, băltea, acest perimetru. Mi l-a scos un pic. Sperăm că o să fie bine. Să se prindă, să încolțească și după aia să răsară. Așa arată și grădina din fața casei. Apa nu mai poate să intre în pământ la cât a plouat. Asta e cu natura, nu te pui. Sunt bucuros că a fost o ploaie curată și nu a făcut pagube și ne-a scutit și de udat, în primul rând. Bun, și cu acest clip, până data viitoare vă salut și vă doresc spor la treabă. Numai bine! Thank you.